bine v-am regăsit! Suntem din nou împreună aici la Ziarul de Sănătate. Astăzi cu doamna dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în API fitoterapie. Bine ai revenit, Ruxandra! Bine v-am regăsit! Sănătoși, și ne-am sănătoși, voioși și în post! Și în post, exact! Fiind în post, ne-am gândit că ar fi bine să discutăm, să ne dai câteva sfaturi astfel încât să ținem un post corect și să avem beneficii în urma postului ținut corect. Pentru că altfel știm că sunt persoane care se plâng că după post se trezesc cu niște kilograme în plus. Cum ar trebui să ținem postul astfel încât să nu ne îngrășăm, organismul să aibă beneficii și spiritual să fim bine, că până la urmă toate contează. Da, după mine postul trebuie să fie un fapt asumat. Nu neapărat o metodă de detoxifiere, de slăbire, ci o voință noastră de a ține postul trupesc, care se spune că este hrana sufletului. Deci nu trebuie pus accentul doar pe ce mâncăm și ce nu mâncăm, dar și asta e un aspect important. După mine, mai degrabă o săptămână de post așa cum trebuie, adică post de dulce, gânduri pozitive, iubire, decât tot postul în care n-am mâncat de dulce, cum se spune, carne, produse animaliere. În schimb, gândurile noastre au luat o razna și în continuare și cu gândul și cu fapta. Adică să încercăm să fim mai buni în post. E greu pentru un om rău să fie bun doar în post, de asta zic că trebuie puțin o altă mentalitate, mă gândesc eu. Și când vrem să intrăm în post, trebuie foarte mult, zice, aoleu, începe postul, cum ai spus, mă îngraș, vai, nu pot să mănânc. Atunci nu-l mai ține. Postul nu este o cămașă de forță, ci din contră, după mine, postul este un pas spre libertate. Și atunci, haideți să începem. Ce înseamnă postul? Din punct de vedere fizic, trupește, înseamnă renunțarea la alimentele de carne, de animale, da, tot ce înseamnă pentru noi ortodoxi, dar în același timp alimentele care sunt permise de post trebuie să fie consumate cu cumpătare și moderație, că de fapt asta este postul, să mă înfrânesc puțin, să-mi pun stop, da? Ele trebuie să fie, deci am spus, consumate cu moderație, cumpătare, ele trebuie să fie sănătoase, deci nu vom cumpăra acele produse care se găsesc din plin în comerț, sub formă de semi-preparate sau conserve produse pline de euri, preparate de post, dar plin... dacă citim eticheta... Exact, da, și exact cum am zis de fiecare dată, soia naturală probabil este, nu e nicio problemă, dar dacă pe lângă asta, ca și toate pateurile alea, vedem câți acidifianți, emulgatori, modificatori de gust, n-am făcut nimic. Deci mâncare sănătoasă, cum am spus de fiecare dată, și e primăvară. Așa tot... cum o preparau și noi putem să ne proc supe, ciorbe, creme de legume, tocănițe de legume, fructe, cereale integrale. Postul acesta este puțin mai aspru, doar cu două dezlegări de pește, dar în rest, dacă ne asumăm și spunem eu voi ține acest post în deplinătatea sănătății mele fizice, psihice, emoționale, putem să ducem mai departe. De ce am spus că este și o metodă de detoxifiere? Bineînțeles, pentru că în primul rând punem, am spus, nu mai mâncăm proteina animală, care de multe ori e mai greu de digerat, dar mâncăm și mai puțin. Și atunci, deci și cumpătarea. Sigur, da? Că da. Adică nu ne năpustim din absolut, alimentul de post, absolut, mâncăm absolut, foarte mult. Exact. Și atunci nu mâncăm atâta făinoase, pâine. Și atunci, dintr-o dată, sistemul digestiv este pus într-un ușor repau și organismul nu-și va mai canaliza toată energia spre digestie, ci spre alte chestii esențiale, cum ar fi metabolismul și imunitatea. Imunitatea, crescând imunitatea prin multe verdețuri, legume, fructe, ne crește imunitatea la nivel digestiv, ne crește și imunitatea generală a organismului și există studii care arată că în această perioadă de post, fie că ținem tot postul o perioadă cât putem sau postul intermitent, organismul se regenerează, adică celulele STEM încep să se transforme și crește producția de
leucocita, acele celule albe care luptă cu infecția și ne cresc imunitatea. Că iată, vorbeam de beneficiile postul, asupra organismului, postului, dar am zis, postul ținut corect. Exact, pentru că această exact, o înfometare. Nu e că nu murim de foame. Noi în România avem această tendință acum tot timpul și de la începutul pandemiei că murim de foame. N-am văzut pe nimeni, provizii, sincer. Da. Exact, și mâncând exagerat, de asta toată lumea zice că s-a îngrășat. Noi nu ne-am îngrășat pentru că am continuat, ok, bineînțeles că mi-a lipsit mai multă mișcare în aer liber, dar ca mâncare am rămas la fel. Și atunci, deci, asta odată, postul la fel reduce inflamația din organism. Foarte bună pentru prevenirea bolilor cardiovasculare, pentru că reduce placa de aterom, normalizează valorile, crește colesterolul acela bun. La fel, normalizează valorilor glicemiei pentru că scade rezistența la insulină. Dar atenție, diabeticii, cei care sunt tratați și cu insulină, trebuie să știe cum să țină postul, pentru că ei n-au voie să facă perioade lungi de nemâncare, de înfometare. Da, poate că trebuia să spunem chiar de la început că post pot ține persoanele care sunt sănătoase. Știu că și persoanele în vârstă, dacă au anumite probleme, sigur, de sănătate, chiar și preotul dă se dezlegare. Dă sigur, adică că da, trebuie cumva să privim lucrurile astfel încât să ne fie să bine putem să ținem postul, și să putem ține postul. Exact, pentru că eu am prietene care cu probleme cronice și la început de fiecare post se încăpățânează, nu iau dezlegare, li se face rău, după care se duc la preot, le dă dezlegare și continuă postul mâncând un iaurt sau o brânză, pentru că altfel nu pot rezista, da, din cauza afecțiunilor pe care le au. Da. După aceea, scade inflamația, am zis, reduce stresul oxidativ asupra organismului, se elimină toxinele mai repede, previne și bolile neurodegenerative. Și se declanșează prin post acel proces de autofagie, adică organismul sigur elimină tot ce înseamnă celulă îmbătrânită, celulă modificată, cu probleme, celulă bolnavă. Și se secretă în același timp și hormonii de creștere, care știm că au un rol anti-aging, anti-îmbătrânire deosebit de important. În post ne sunt utile și suplimentele alimentare, dar cele de calitate? Da, dacă tot mâncăm mai sănătos, mai rațional, atunci haideți să ne ajutăm organismul și cu acele suplimente naturale care ce să ne ajute? Să ne ajute la reglarea tranzitului, îmbunătățirea digestiei, da, și vorbim de pre- și probiotice, după aceea de enzimele proteolice care ne îmbunătățesc digestia, plantele care ne ajută la detoxifiere, să nu uităm, care în primul rând biogreens-ul, care este exact, acest cumul de germeni, lăstari. Lăstari, adică tot ce este mai bun și mai proaspăt, exact, în planta colon respectivă. Colon help, care nu numai că ne îmbunătățește tranzitul, digestia, dar ajută și la detoxifierea, deci eliminarea toxinelor, reducerea atacului radicalilor liber asupra organismului, este foarte important. Atenție, ca el să fie eficient și să își împlinească funcțiile de care spuneai, Ruxandra, trebuie să consumăm suficient de multă apă atunci, sigur, când luăm Colon Help, astfel încât să nu apară constipația. Sigur, la asemenea, foarte bune detoxifiante, algele, spirulina, clorela, pulberea de orz verde, de grâu verde, deci aceste plante pe care eu totuși v-aș recomanda să mergeți la un medic apifitoterapeut să vi le recomande în funcție de afecțiunile, de vârsta dumneavoastră, nu fac altceva decât să fie și mai benefice organismului pe perioada postului. Nu uităm de vitamina D pe care o administrăm, sigur, vitamina aceea, C. Vitamina D, vitamina C le administrăm. Și iată, sunt suplimente de la firma Zenit. Spuneam că să fie un supliment de calitate. Dacă intrați pe site la www.zenit.ro, Zenit scris cu Y și cu TH, găsiți, sigur, acolo. Și nu uitați tot de hidratare. De hidratare, apă, clar. Sucuri naturale, în special de legume, limonade, deci toate sunt foarte benefice, ceaiurile cu rol detoxifiant, antioxidant, administrate pe toată perioada postului. Femeile însărcinate, copiii, pot ține post? Da, în anumite limite, sigur că da, dacă n-au nicio problemă, pot ține un post și am spus după mine, chiar și un post de o săptămână, două, ținte așa cum trebuie, este benefic pe toate punctele, nu numai fizic, ci și psihic și emoțional, pentru că toți cei care am ținut post ne dăm seama că mâncând mai puțin și mai sănătos, nu suntem mai asteniși, mai obosiți, din contră. Avem mai multă energie. Mai multă energie și mai multă energie pozitivă, mai multă bună dispoziție, pentru că se secretă serotonină, dopamină, endorfinele, exact, ne simțim mai bine.
și psihoemoțional dispar stările de anxietate, depresie, tulburările de somn. Deci beneficiul este așa cum trebuie dacă suntem conștienți și ne asumăm acest post. Deci, iată, încercăm să preparăm, să gătim cât mai mult acasă, cumpătare, încercăm să gândim pozitiv, să facem fapte bune, asta ne ajută și aș adăuga în tot timpul anului ar trebui, nu doar în post, să încercăm să fim mai buni și mai cumpătați. Postul poate doar să fie un factor declanșator și să ne dăm seama că ne simțim mai bine așa, noi și cei din jur, și suntem și mult mai sănătoși. Mulțumim pentru sfaturi, Alexandra, să ai un post ținut așa cum povesteam, astfel încât să beneficiezi de tot ce este bun pentru organism. Te așteptăm să revii aici la Ziarul de Sănătate. Multă plăcere și Doamne ajută! Doamne ajută! Sănătate multă vă dorim din suflet tuturor, să rămâneți sănătoși, voioși, dacă țineți post, urmați sfaturile date astăzi de doamna dr. Alexandra Constantina, astfel încât postul să aducă beneficii multe organismului. Mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi, pe data viitoare când vă așteptăm aici la Ziarul de Sănătate. Pe curând!